Am ajuns la Muzeul Tradițiilor Cotlene. Suntem cu domnul Sorin Bunariul. Bunariul și o să ne zică ce găsim aici și o să mergem cu dânsul să vizionăm acest muzeu. Bună ziua! Da, bună ziua! Acest muzeu cuprinde o mică parte din vasta istorie acestor locuri. Avem 6 galerii permanente și una o expoziție temporară. Unde ne aflăm noi acum este o galerie pe care nu s-a putut să vedeți lucruri adunate din toate, să spunem, casele cotlene, atât românești, cât și săsești și ungurești. Noi începem de obicei cu aceste amintiri, sticlăria, cu sticlele de lapte, tichetul de pâine pe care alții l-au uitat, dar pentru copiii noștri noi le încercăm să le scoatem în evidență, chiar și țoiul acela pe care bea bunicul nostru, dacă vă amintiți, autosifoanele care își făceau treaba la un șpriț de vin, diverse obiecte care nu aveau nevoie de curent, chiar și un clopot care se punea la ușă, cel de acolo, deci cu o rezonanță foarte puternică, dacă era în grădină, îl auzeai liniștit. Avem, de exemplu, conducta de apă a orașului de la 1500 și ceva, deci conducta de apă din Pin, folosită pentru a ajunge apa la nivelul fiecărei gospodării. Pentru cei mai în vârstă, ne amintim că de Paște ne punea nevestele, soțiile, să schimbăm rolul pe pereți, pentru că era alt model. Zicea bărbate, vreau cu palmieri, poftim, aveți cu palmieri. După care avem un vinci, avem un vinci care are o feronărie și o tehnologie extraordinară, chiar și un blocaj, în cazul că nu reușești să ridici ce ți-ai propus, te oprești și o iei de la capăt. Din coace, unelte folosite pentru a fabrica aceste doage. De asemenea, se făcea și șindrila. Uneltele sunt folosite și astăzi, cuțitoaiele, extraordinar de bine făcute. Deci, cu un cuțit care e bine să nu pui mânuța pe el și îți făceai treaba. Le spun copiilor că acesta este YouTube-ul de altă dată. Deci avem suprafonul ăsta, cum îi spune, cehesc. Avem un pick-up rusesc. Discurile de vinil erau cele pe care te bucurai când auzi o piesă nouă. Din coace avem un televizor numit Lukian, alb-negru. Și televizorul Roma și radioul Romanța, iar obligatoriu pe ele trebuia să existe mileul și peștele. Și peștele. Făceam o glumă câteodată că de ce era peștele pus, eu am zis că Ceaușescu vorbea și peștele asculta. Aha, ok. Poate că... El mai și zicea nicio masă fără pește. Absolut. Da. Avem industria veche. Deci, serele Codlea, acolo vedeți în imagine o creștere a unei culturi de căpșuni pe verticală. Dincolo este sera expozițională. Era o frumusețe. Era ceva care și instructiv și educativ și tot ce vrei. Avem din coace industria constructoare de tâmplărie se numea fabrica de măgura Codlea. Astăzi, din păcate, nu mai există. Anii 90 s-a dorit să se modifice prin Ikea și să devină o firmă străină, dar nu s-a reușit. Avem din coace Interpunerea Mecanică Codlea, care fabrica inclusiv tractoare. Acesta este un dispozitiv pentru stropit. Toate aceste tobe și filtre și canistre erau obiecte de troc și de schimb. Uite, pentru că o componență din motor? Din inima motorului de Dacia Mitez.
Dar mă refer la canistre, deci benzina se dădea raționalizată și trebuia să ai asemenea dispozitive ca să o, să o aduni. Iar dacă plecai la mare, îți spuneai câteva canistre și te opream miliția și te întreba ce ai în portbagaj? Benzină. De ce? Ca să ne putem întoarce. Pentru că nu mai aveai alta. Da. Aveam industria Colorom Corla, inclusiv acele galusuri care se făceau, cu care se vopseau ouăle de Paște. Deci toate acestea nu mai sunt astăzi. O altă industrie a luat locul. Da. N-am să vă arăt ea, dar este binevenită. Din coace, avem o mașină de scris, deci de reținut. Toate aceste mașini de scris erau înregistrate la miliție, pentru că fiecare tastă, deci are undeva o greșeală, are o modificare. Și aceasta este ca o amprentă a acestei mașini. Dacă făceai cumva vreun manifest, se știa clar că l-ai făcut tu și acum este. Ei, în altă ordine de idei, mașina de scris, le spuneam la copii că nu are delete, foloseai o foaie și un indigo, maxim două copii, iar dacă greșeai, trebuia să o iei de la capăt. Da. Ca să poți să fii un bun dactilograf, trebuie să bați cel puțin 120 de caractere pe minut. Aici avem un certificat al unei dactilografe. V-am spus că muzeul se numește Muzeul Tradițiilor Codlene, pentru că am adunat absolut tot ce a aparținut sau a fost fabricat în Codlea. Avem aici o uniformă a unui veteran de război. Jos avem o mască tot purtată de același veteran de război. Din coace avem o baionetă, câteva gloanțe, iar ca un obiect de valoare avem o călimară care este foarte bine conservată, foarte, foarte bine protejată. Călimarele erau în cancelariile militare. Acesta este un militar care probabil folosea această călimară deosebită. Deci cei care scriau frumos și mai că se făcea armata obligatoriu, erai transferat la una dintre unitățile la care te regăseai cel mai bine. Vom trece într-o cameră tradițională săsească. Tot ce vedeți dumneavoastră aici am identificat în două ateliere, atelierul lui Barf și Adams. Acel dulap are aproape 200 de ani. Masa 1937 undeva este inscripționată și dovadă că se și extinde, deci erau mulți la masă. Avem în spate o ladă, nu i-aș spune de zeste, i-aș spune de lucruri. Uitați, 1909. Tot înăuntru sunt lucruri de mână pe care gospodinele le realizau. De asemenea, nu exista nicio casă care să nu aibă o mașină de cusut. Uitați, asta este un zinger original. Deci, femeia trebuia să facă orice, chiar și bărbatul care se pricepea, le trebuiau așa ceva asemenea un obiect în casă. Avem lavoarul. Este totuși o casă, o cameră de oameni înstăriți aici. Aha. Nu toți își permiteau acest lux. O oglindă de 150 de ani, din cristal, uitați cum absorbe lumina. Vedeți, nu o împrăștie. Da. Pe spate este turnat argint. Asta este frumusețea, adică, deci, exact cum sunt oglinzile la retrovizoarele moderne acum. Îți absorbe lumina, nu ți-o împrăște ca să te orbească cu cele din spate. Iar asta este un pat, bineînțeles că din paie, da? Aici avem un păretar cu principalele localități din Țara Bârsei. Zona unde ne aflăm se numește Țara Bârsei. De ce? Pentru că este, îi spune în germană, Burzenland, Țara Bârsei, acel râu care trece prin zona noastră, a dat denumirea acestei zone. Aici avem Codlea ca simbol, deci practic ar trebui să fie 4 rădăcini și 2 stele, iar ca diferență avem Brașovul, care are 13 rădăcini, pentru că el administra 13 comunități. Da. Asta
tot timpul Brașovul a fost capitala Țării Bursei. Avem Șercaia, avem Feldioara și așa mai departe, Rozenau, Râșnovu, fiecare din localitățile importante au aici un blazon, o heraldică, cum se spune. Iarăși, aceasta este numită 27, o băncuță. Și avem un godin fabricat la Reșița. Arată superb. Da. Deci, căldură, deci mâncător de lemne, dar căldura era garantată. Garantată. La Reșița astăzi nu se mai facea mai nimic din ce se făcea. Se făceau locomotive, se făceau elicii de nave și așa mai departe. Acesta este, eu îi spun, un calendar digital din anii 60. Nu este foarte vechi. De ce îi spun digital? Pentru că îl faci cu mâna. Uitați, astăzi, de exemplu, este sâmbătă, 27 mai. Dacă mâine e în 28, mă duc acolo și mă duc pe luni. Da. Și gata, am rezolvat problema. Asta este un calendar digital, cum mi-am zis eu. Din anii, ați spus? Anii 60. 60. Nu este foarte... Este pictat manual, dar se dădeau ca suveniruri. Asta era rostul lui de... Făceai un cadou. La fel și acest hobăl mic, această răzătoare, este o rețetă de salată. Rețetă ușoară de salată. Blidarele la saș sunt mult mai simple și fără prea multe lucruri, fără rost pe ele. Deci, asta este stilul lor, mai simplist. Stilul mai simplist. O să intrăm acum în camera românească, iarăși fac referire că este o cameră care am adunat cu timpul, am adus-o, să spun, într-o formă mai bogată. De obicei, oamenii stăteau într-o singură cameră care era multifuncțională. Aveai patul, aveai bucătăria, spălătorul de vase, poate masa unde se făceau chiar și copii temele și așa mai departe. Acest obiect este tot de influență săsească. Eu l-am încadrat cam ar fi două posibilități. Vedeți că este puțin în rână, așa? Da. Este folosit probabil ca pentru spălatul vaselor. Puneai aici un lighean, spălai vasele, le puneai la uscat, după care puneai la loc, deci în ordine. Iar altă funcționalitate a lui, pentru că este din tablă, putea fi și răcitor. Deci, gheața se găsea. Puneai gheață? Puneai gheață și puneai la gheață. Închideai puneai capacul și te apucai de tocat, iar aici te apucai de făcut mâncare. Acest obiect, această sobă, nu este atât de veche pe cât mi-aș fi dorit, e de prin anii 60. Unii foarte mulți aud de tipul Vesta. Uh-huh. Asta nu este Vesta, este, după câte am citit eu, jiul. Vedeți? Și bineînțeles, dacă știam că veniți, fierbeam și fasolea, n-am terminat-o. Oricum se fierbe greu. Se fierbe greu. Fierul de călcat, care se puneau cărbuni încinși. Da. Dar și datorită greutății lui reușeai deja să-l calci. Iar acolo venim cu un blidar românesc. Te duceai la prăvălie, cum spuneam pe aici. Cumpărai, citez, o țâr de făină, o țâr de pesmit și așa mai departe, pe care le puneai în aceste vase, pentru că nu existau ambalate, veneau toate la vrac. Iar acolo este o râniță, tot în Reșița produsă, pentru piper. Avem acolo lampa, renumită lampă cu gaz. Dar și acolo e o problemă. Asta este lampă cu sticlă de 5. Aveai lampă cu sticlă de 8. Lampă cu stică de 10. Și asta de 5 era mai scumpă? Nu era mai scumpă, era mai mică. Deci, vedeți și cantitatea. A de 10 dădea lumina mai mare, în schimb. Da. Deci puteai să luminezi. Asta dădea mai mic, pentru că e și mai mititică. Iar din coace felinarul, care era în grajd, obligatoriu și vezi bine închis, tot așa, pentru animale, pentru a le putea vedea și supraveghea noaptea, tot pe gaz. Avem aici o geantă de perceptor. Deci, cel care lua taxele. Geanta asta din piele era pe viață. Pe viață? Pe viață. Mai târziu, vedeți acolo scrie geanta de lucru la Unea Ilie Templaru, cel de la care am luat-o, își ținea scule de dulgărie în ea. Și spunea că avea 70 ceva de ani și a zis că lui îi trebuie, nu poate să-mi dea geanta, că lui încă îi trebuie. Iar din coace,
sculbegul de drăbunicul sculbegului, deci trăistuța cu care se mergea la școală. Dacă vedeți asemenea vitrine și vedeți asemenea încrustații, înseamnă că sticla este din cristal. Da, deci, am avut. Da, este din cristal. Mi-aduc aminte de semnul ăsta, da. Este un model din cristal. La bunica. Cănițele, asta este o cănă din Silesia, deci și să bei cafea, chiar dacă nu aveai cafea naturală, cana conta. Deci obiectul contează și din ce bei. Da. Avem aici o familie de codleni, familia Adam, din coace patul, un pat țărănesc. Sunt niște geamantane din anii 60 care mergeai la băi și pentru că trebuia să, pe atunci erau cam 18 zile era tratamentul, probabil că trebuia să-și ia mai multe lucruri cu ei. Da. Avem un legănuș unde dormea bebelușul, copilul. Lipsește o piesă de aici, dar pentru că nu vreau să o restaurez greșit, prefer să o las așa și să explic vizitatorului că avea, deci prin, deci era un semicerc și aha, copilul și era... Dacă nu se dădea drept, se mișca într-una. Da, se mișca într-una și atunci îl adormeai. De asemenea, război de țesut, că am spus, nu Suveica. Lipsa... Da, suveica și... Deci nu lipsea nici război de țesut într-o casă de gospodar, nici mașina de cusut. Deci, fără acestea, deci oamenii își făceau, uitați, aceste preșuri, vedeți? Din orice material, și astăzi sunt la mod acum, dar cât de frumoase și cât de bune sunt, ca să-ți țină de cal. Materiale făcute, după care le croiai și așa mai departe. Aici avem un tablou original cu unul dintre familiile vechi ale Codle, familia Ilia. Făcută undeva la începutul secolului 20 până undeva la 1920, cam așa este făcută această fotografie. Iar acolo cele două poze sunt tot la început de secol, familia Adam, și acolo sunt în stânga, deja sunt Mire și Mireasă. Unul dintre ramurile vechi ale codlenilor. Bun, o să mergem la alte galerii. Ok. O să stingem aici. Aceasta este cea mai spectaculoasă galerie. În primul rând, apreciați forma și cum este întreținută. Avem aici o machetă a unei cetăți teutone, cetatea neagră, Schwarzburg, considerată în secolul XIII, undeva pe muntele Măgura. Avem aici la 980 de metri de nivelul mării, aici se afla Cetatea Neagră. Aici este vârful Măgura, cu 1292 de metri, iar aici se afla cetatea. Avem o hartă în relief. Noi suntem aici. Drumul turistic este cam așa. La numărul 3 găsim Cetatea Neagră. Vârful Măgura, 1292 de metri, iar la 7 vedem strandul Codlea, o zonă spectaculoasă, este un pârâu, un izvor numit Pârâu de Aur, care a dat, cu ajutorul acestuia, descoperit de Saș, au făcut acest strand la 1904, după care a fost lărgit în forma de astăzi, până în 1938. Deci, uitați câtă lume, deci ăsta era locul cel mai frumos din mai funcționează. Mai funcționează, strandul funcționează. Acesta este în regim privat. Mai există două lacuri care încă nu s-au lămurit exact cum vor fi, dar zona în special este fantastică, deci o zonă de liniște și de plăcere merită. Deci strandul Codlea și cu lacurile. Da. Avem imagini cu Codlea. Asta este prima școală de stat românească, biserica românească, după ce a fost refăcută, în 1935, pentru că avea altă formă. Avem parcul care există și astăzi, industria veche, inclusiv o fermă de vulpi. Și pentru că, ca să facem dovadă, uitați, avem aici, în această vitrină, am o blană de vulpe și un manșon, în care foloseau doamnele,
cred că dă reflexie. Da, e negru. Da. Uh-huh. Foloseau doamnele pentru încălzitul mâinilor. Este foarte deosebit acest dispozitiv, foarte, uh-huh, foarte interesant. Câteva hărți. Asta este o hartă a lui Johann Honterus. Originalul se află la Budapesta. Este făcută de Johann Honterus în 1530 și publicată în 1536. Sunt câteva greșeli reconstruite chiar de el în timpul vieții, dar după ei s-au ghidat mult timp. O hartă iosefină, când a fost reforma agrară a Imperiului Austriac, unde a cuprins și Transilvania. Avem reclame din 1912. Uitați, reclamă de secol 21, pot să spun. Scule bune, muncă pe jumătate. Uitați, scule bune, muncă pe jumătate. Rindeaua. Deci, fabricate în Codlea, fabrica prima din Transilvania, fabrica Horvat, pe aceea avem Wenzel, iar acolo iarăși o chestie de marketing, deci au stilizat dintr-o regletă, dintr-o hobă, de asta cum îi spunem noi, hobă, dintr-o rindea, au stilizat un aparat de zbor. De ce? Pentru că avem un pilot, aviator, născut în Codlea, Albert Ziegler, care a reușit să zboare cu un avion din zona aceea de acolo, în 1913. Și pentru ca ei să-și vândă obiectele, au stilizat această rindea în formă de avion. Deci, 1929 este reclama. Da. Ca să vedeți cum le-au combinat. Și că vă spun scule bune, uitați și acum, încă un termometru, încă funcționează și acum un termometru. Deci de obicei se făceau lucrurile pe viață. Da. Avem cahle, deci fiecare casă să se asească trebuia să fie bine încălzită, trebuie să arate și era piesa de bază a camerei. Avem aici un plan original al modificării turnul fieralor, turnul care face parte din fortificațiile bisericii evanghelice. Uitați aici avem turnul vechi, în forma aceea de ceapă, iar din coace, turnul nou. Și toate calculele matematice într-o singură foaie. Wow. Și semnat de doi arhitecți. Wow. Deci, închipuiți-vă... Atât de complicat, da, pe o singură, da, pagină. Deci, absolut tot, ai totul, numai atât să te apuci de treabă. Da. Poftim. Asta este apucă-te de treabă. Este o machetă a cetății fortificate. Aceste lucruri, împreună cu busturile pe care le vedeți expuse prin cameră, aparțin și sunt făcute de către un artist local, Petrică Bucnici. Aici a făcut împreună cu copiii de la școala generală numărul 3. Deci este un lucru deosebit. Încercăm să dăm mai departe valorile noastre, să le dăm foarte frumos către viitor. Lucruri făcute în Codlea, scaune făcute în Codlea, uitați, dovadă, Hornung, Kronstadt, avem acolo și... Unde? Avem acolo... Acolo, da. Aha. Deci Hornung era fabrica din Codlea, iar Kronstadt era Brașov, înregistrat la Camera de Comerț a Brașovului. Iarăși, o comodă făcută în Codlea. O, uitați, destul de mare. Furniri de nuc. Uitați cum se îmbinau. Vă rog să uitați la stilul ăsta, coadă de rândunică, deci sau nuți și feder, sau cum le spun cei în care sunt tehnici. Înăuntru, bineînțeles, se țin obiecte de lucruri de mână și nu numai, folosite la îmbrăcăminte, cămăși, căițe, căciulițe, uitați cât este de frumoasă și de greu realizată și realizabilă. Da. Superbă. O să închidem așa. Din coace avem gătela capului, așa, da, cum avem acolo în stânga portul săsesc. Deci, acesta, deci fata și băiatul sunt îmbrăcați în portul săsesc de confirmare. Deci, la 14 ani, copiii devin adulți prin această putuma lor. Ei, la această centură cu câte mai prețioasă, aur, argint, pietre prețioase, fata este mai înstărită. Iar la băiat, aceste cleme
cât mai multe și din argint, la fel și el face parte dintr-o familie înstărită. Doamna este doamna măritată, dar la fel și ea, dacă are o centură prețioasă, avem aici o nuntă de saș, dați, înseamnă că soțul o ține bine, deci sunt înstăriți. Deci nunta de saș, nunta de români, v-am arătat-o în camera aceea, este mărită această fotografie, și poltul românesc din zonă. Am să vă spun din zonă pentru că nu deci, au avut un port strict. În stânga, da. Da. Un port strict codlenov, nu un port strict codlenesc. Iar acolo în spate avem portul secuiesc. Da. Foarte frumos că l-aveți pe toate trei aici. Da. Aici avem personalitățile locale. Avem Iosif Comăniță, care a scris prima monografie în limba română despre Codlea, deși nici el nu a fost codlean. Avem un exemplar a unui Aurel Bordănache, care este autoportretul lui, și cu o imagine din Codlea, din coace Albert Țicle, care a făcut vorbire, primul zbor, născut în Codlea, a făcut școlile aici, a învățat în străinătate, a făcut un avion în străinătate, numit avionul Săgeată, s-a întors în țară și cu ajutorul comunității și-a plecat acest avion, cu care a zburat la înălțime de 3.000 de metri, undeva în 19 octombrie 1918. Este socotit primul aviator al Transilvaniei și de ce? Pentru că Transilvania, la acel moment, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și chiar dacă și Aurel Vlaicu este născut în Transilvania, în afară de zborul de 1911, au avut toate reușitele, le-au avut în România. România fiind regatul de atunci. Vă arăt acum, dacă puteți să focusați aici, să vedeți cum îl fac să zboare pe acest avion. Ia uitați. Nu, vină foarte stant. L-am făcut să zboare. Hai să dăm și un sonor. Folosim o tehnologie modernă. Da. Da. Se poate folosi și VR-ul, adică cu ochelarii. Mai vedem o dată? Da. Ia uitați-l. Cred că bate vântul pe sus, de asta se mișcă. Deci avem mulți marker de acest fel. Iarăși, dar poate cer timp să le observăm. Iar din coace avem Eduard Mores, pictor, Sas. Una dintre cele mai mari reușite ale sale este restaurarea tavanului de la Biserica Evanghelică. Sunt 252 de casete, fiecare reprezentând trandafirul luteran și un fus în mijloc, dar niciuna nu seamănă cu cealaltă. Fiecare are ceva deosebit. Iar una dintre ele este pictura pictorului original Iohannes. Una dintre ele. Cam astea sunt aici. Pentru cei care fac fotografie, este o fotografie originală, denumită 4, uitați, piatra este acolo, dovadă, cu prima parte a strandului Codlea. Am teleportat-o aici, cum se spune. Da. În 1904. Deci asta este legătura între poză și piatră. Da. Deci, vedeți, cu paspartu, cu numele firmei și așa mai departe. 1904. Da, aici ne aflăm în galeria unui pictor de importanță națională, pictorul Aurel Bordănache. Deși nu a fost născut aici, cea mai mare parte a vieții a petrecut-o până la sfârșitul vieții sale aici. Este un pictor de școală franceză, a fost pictorul și gravurul Casei Regale de România. Picturile sale reprezintă imagini din Codlea, portrete, autoportrete, diverse teme pe care le-a gândit. Iar cea mai spectaculoasă după mine este cea care este ieșită poate din tiparul stilului său, acest tablou numit Dansând cu zâne. Eu cred că se referă la dansuielelor. Priviți eterna femeie cu stilet într-o mână și cu parul de șampanie în cealaltă. Sus, moartea cu coasa, simbolul bisericii, curcubeu și multe altele.
Ce au să spună poetul, numai el știe, noi încercăm să facem o, să ne facem o idee. Da. De asemenea, am spus că a fost gravor. Avem o carte, Princeps, cu poemele lui Mihail Eminescu, iar cartea, deci gravurile, sunt realizate în felul următor. Folosea un material moale, un linoleum, unde făcea tot negativul. Se pune cerneală, hârtie și se realizează gravura. Deci, asta este tehnica de obținere a acestor gravuri. Da. De asemenea, probabil că a fost și cartea Princeps a lui Liviu Rebreanu Ciuleandra, că sunt doar ilustratele. Cartea este extraordinară. Eu am citit încă o dată și mai ales partea aceasta care cred că nu are nimic tăiat din ea, este extraordinară. Și la fel Divanul Persian al Mihai Sadoveanu, cu imagini și cu ilustrate legate de tema poveștilor orientale. La fel și aici folosim tehnologia aceasta pentru că tinerii de astăzi vor ceva în plus. Da. Și noi trebuie să le oferim. Și datat la absolut. Zilele asta noastre. Este cea mai reușită dintre ele. Ia uitați. Ține în brațe, da? Mă joc cu el. Îl pun la copii pe umăr. Deci sunt extrem de încântați de... Își pune povestea. Exact. Da. Așa mai departe. Da. Deci trebuie să adaugi tot timpul ceva pe plus ca să poți să găsești... Să fie atractiv. Da. O să intrăm în această cameră care este deosebită. Deci clădirea face parte din patrimoniul național. Este construită această clădire undeva la 1764. Dacă ne uităm pe acele capace, vedem 1828, 2015. Da. Ei, 1828 a fost de fapt cea mai mare restaurare a acestei clădiri. Iar 2015 este ultima. Are rol de primărie până în perioada târzie încoace, când a devenit policlinică în perioada comunistă, iar după 2015 este muzeu. Am să vă invit să ne plimbăm pe această... Iarăși este un loc unde e făcut să circuli, să te poți... să faci un test al curajului. Mulți n-au curaj să calce, dar cei care reușesc îi felicit și îi aplaud, îi apreciez. Toată clădirea este făcută pe aceste bolți. Deci pentru cunoscători, acolo este cheia de boltă. Dacă am ridica, am scoate acea cărămidă, bolta s-ar prăbuși. Dar așa ea se împinge în pereți și creează o elasticitate a clădirii. Și toată clădirea, tot etajul este făcut în același model, în același stil. Strămoșurile gipsului, uitați cum arată, aceste ziduri separatoare, cât de greu erau făcute. Deci unii foloseau stuf, ei s-au unde să facă aceste bucățele de lemn. Deci așa. Închipuiți-vă să tai fiecare și să o legi, după care să gletuiești pe ea. Deci nu exista adezivele de astăzi. Câtă muncă și câtă migală, dar, cum am spus de multe ori, nu am descoperit noi roata. Aici avem macheta Bisericii Evangheliei, pe care chiar ați vizitat-o de curând. Exact. Ce este pe roșu e nemodificat. Ce este pe verde s-a modificat. Deci în timpul războaielor se fortificau, intrau înăuntru, se apărau, aveau hrană, dormeau și luptau. Când se terminau, părăseau biserica și mergeau la casele lor. Deci aveau ca fortificații un șans de apă, încă un rând de ziduri. Ce vedem aici? Acesta s-a modificat. Și intrarea nu mai este pe aici, s-a spart zidul acesta și s-a făcut clădirea care sunt până acum, clădirea muzeului de astăzi. Da. Deci turnurile erau administrate de brezele importante. Turnul fierarilor, care era cea mai importantă brezlă de aici, turnul dogalilor, turnul țesătorilor. Erau și alte brezle,
Aceste două nu mai sunt, aceste două tunuri nu mai sunt. Erau Rotari și nu mai știu exact care acum. Dar ei erau cei care le administrau și erau cea mai mare forță economică a localității. Asta reprezenta de fapt. Fortificațiile, datorită acestor fortificații, în Transilvania noi astăzi avem ce să vedem. Deci am înțeles că după moartea Mircea cel Bătrân, pe Turci n-a avut cine să mai poată opri nimeni. Au ajuns până la porțile Vienei. Ei, după ce au fost învinși, majoritatea cetăților și bisericii fortificate, bisericii din Transilvania s-au fortificat. Acest lucru face dovadă, cel puțin, a conservării a acestui patrimoniu deosebit. Da. Avem o cană de patrimoniu de la Biserica Evanghelică, unde se păstra vinul. Dacă vă uitați, este și gravată, scrie Zeidan, 1647. Este folosită pentru păstrarea vinului la Biserica Evanghelică. Imagini cu turnul care este reconstruit, cum v-am arătat acolo sus pe planul original, la 1898, în forma de astăzi. Avem acolo o acuarelă care demonstrează și mai bine cele spuse de mine. Zona unde ne aflăm se numește Burzenlander, deci țara Bârsei, iar acest pictor, Wilhelm Cramer, în 1870, a făcut această acuarelă, aceasta este o copie, cu principalele localități din țara Bârsei. Avem Rozenau, deci Râșnovo, cu cetatea de pe deal. Interior din Râșnov avem Neustadt, Cristianul. Aici avem Hărmanul. Avem Prejmerul sau Tartla, cea mai mare cetate teutonă. Și aici avem Marienburg sau Feldioara, care a văzut că a fost refăcută din temelii și aici aveau sediu cavalerii teutoni. Aici avem Hălcheu sau Herzdorf, iar din coace biserica din Codlea, Zeidan, dar cu turnul cel vechi, turnul cu formă de ceapă. Un interior din Codlea și din coace avem Weidenbach sau Gimbabu. Să știți că este aproape la fel și ea și este bine conservată. Este important că această acuarelă există în Muzeul de Artă din Brașov, într-o formă mai mică, dar ea există. Despre români, avem această biserică, prima din piatră, construită la 1783. Ei, românii au cerut ajutorul împăratului Iosif al II-lea, care a trecut prin Codlea și au construit prima biserică din piatră. Este foarte important să faci ceva din piatră, pentru că asta îți dă rezistență, îți dă să mergi mai departe. De ce să spunești la nuntă casă de piatră? Probabil că ăsta este unul dintre motive. Ea a fost modificată în 1935 de către preotul Prejmereanu în forma ortodoxă, pentru că vedeți că forma aceasta nu este cea pe care bisericile ortodoxe o agrează. De obicei, dacă vă uitați de sus, vedeți că bisericile ortodoxe sunt în formă de trefă sau de cruce. Na. Deci ea a primit această formă după 1935. Câteva obiecte, cununie de nuntă, o icoană de la Biserica Ortodoxă și un sfeșnic. Câteva obiecte de artă. Dincolo avem o sală unde o folosim într-o expoziție temporare. Deci, cei care vin la noi și vor să afișeze o pictură, sculptură, dacă este în forma care, într-adevăr, merită și respectă toate normele de expunere, aici avem o expoziție temporară a unor copii de clasa a patra, wow, din Codlea, wow, sub îndrumarea doamnei Vladilă Carmina, care este și pictor, și este și învățător și un cadru deosebit al comunității noastre. Priviți cât de frumoase sunt și cât de bine sunt realizate aceste. Da. Deci asta înseamnă să ai un mentor care să te ghideze și să fie dedicat, bun și dedicat. Bun și dedicat. Ați spus foarte bine. Sunt superbe. Unele sunt, nici nu spui că sunt de clasa a patra. Nu. Te surprind, da, când auzi că sunt... Unele chiar au și temă, trebuie să te gândești, uite, cât de
cum e ăsta? Sau... Da. Îți dă de gândit? Da. Sala are tot ce trebuie, are simeze, are toate condițiile, lumină corespunzătoare, da, aerisită. Putem să oferim un cadru muzeal de calitate la doi pași de Brașov. Da. Sunt deosebite și chiar am mulțumit și că există oameni de această calitate care pot să... Deci dacă avem oameni de această calitate și avem copii de această calitate, viitorul nostru încă este pe mâini bune. Da. Aici avem din expoziția permanentă, avem una dintre enciclopediile vechi, Mare Lexicon, Enciclopedia Britanică, Enciclopedia Germană. Deci avem trei enciclopedii cunoscute cel puțin de mine. Cea britanică, la rus, franceză și germană. Din ce an sunt? Acestea sunt tipete la Leipzig, începând cu 1864, din datele mele, primul volum. Deci informații de toate categoriile, de bună calitate și bine documentate. Asta înseamnă să ai carte, să ai parte, să ai acces la informație. Cine are acces la informație corectă este un om puternic. Da. Și de asta le-am scos în evidență. Cărți religioase scrise în alfabetul chirilic, dar în limba română. Din coace deja am trecut la limba latină, după una dintre reformele lui Cuza. Iar din coace avem scriitori de limbă germană din Codlea și scriitori de limbă română tot din Codlea. Mai avem, din exerție permanentă, avem ceramica, acolo unde izvoale nescrise, izvoale scrise nu există, arheologii sapă și găsesc. Am găsit aceste ceramici care au fost încadrate la cele două culturi europene, demonstrând existența civilizațiilor pe acest pământ de mii de ani. Asta este frumusețea și ideea acestor piese care odată au fost bliduri, blide, au fost amfore, au da, fost vase. Iar pentru că trebuie să dăm mai departe copiilor din istoria noastră, avem numismatica regilor României. Avem Carol I, odată, avem Carol al II-lea și Ferdinand și ultimul, Mihai I. Iar din coace avem împăratul Franț Iosif, unde și Transilvania a făcut parte până în 1918, cu excepția celor de acolo care sunt Alexandru cel Mare, al doilea, ultimul rege al Iugoslaviei. Uitați-vă la aceste bagnote tipăte în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, unele dintre ele au o valoare artistică deosebită, pentru că sunt gravate de pictori cum ar fi Grigorescu. Unele chiar și scrie, deci cine le-a gravat. Închipuiți-vă că era, după cunoștințele mele, inflația de 26.000%. Deci asta te ducea să cumpere o pâine cu o plasă și mâine te ducea cu două plase să cumpere o pâine. După care a venit stabilizarea, naționalizarea și așa mai departe. Astăzi avem 11-12% inflație și ne este greu. Da. Dar atunci, când dar atunci era atât de mare, da. Dar închipuiți-vă că Germania, după al doilea război mondial, avea 1.000.000% avea inflație. Wow! 1.000.000.000. Și au făcut stabilizarea și au ajuns. Păi unde... de aia era nevoie, da, de o stabilizare. Iar din coace sunt banii comuniști, da? Ai recunoaște. Deci, pe o parte din ei recunoaște. Da. Da. Deci povesteam despre bagnotele și monedele comuniste, care au fost folosite undeva până în 90 un pic. Ziceați de pol. Polul, da, polul. Spuneai, n-ai un pol neică, ceva de genul ăsta aproape că se referea. În 1960 și ceva ați spus. Da. Deci el n-a mai fost tipărit după 1963. Da. Deci avem din 63 și 66. Chiar dacă sutele erau impecabile de noi, tot 66 maxim a scris pe ea. Nu știu dacă se tipăreau doar
sau erau din vechea tipărie, nu știu asta. După au apărut banotele de din aluminiu, monedele, ceea ce semna că deja lucrurile nu stau așa de bine. Cu cât o monedă e din material mai de slabă calitate, cu atâta îți dai seama că ceva nu funcționează. Da. Ați văzut dincolo monede din argint, care însă și ea era o valoare. Da, argintul respectiv, era, da? Era o valoare. Ei, aici avem, după banote și monede după 1990, cea mai importantă de aici, uitați-o pe cea de 2000 de lei, care este socotită prima banută din Europa, din polimer. Da, din plastic. Da. Și reprezintă tipărite cu ocazia eclipse de soare. Da. Iar din coace, dacă tăiem aici, tăiem 4 zerouri, vedem exact denominarea care a avut loc în 2005. Da? Da. Uitați, 5 lei de astăzi este identic, doar că nu are cele 4 zerouri. Și încă 10... mai folosim denumirea. 5 da. Milioane, 6 milioane. Da, da. Probabil că un milion. Rămâne ceva acolo. Depinde de cum probabil cum vorbești în casă, probabil. Da. Asta este. Că sunt și copii care spun 5 milioane. Deci nu am înțeleg. Auzit și eu copii, da. Da. Eu mai folosesc, recunosc, da. Denumirea veche. Cam acestea ar fi expunerea mea în mare, fără să mă fi pregătit, fără să fi citit. A fost deosebit. Eu sper că v-a făcut plăcere și sper că ați plecat cu, sau plecați cu o idee și cu un gând bun de la muzeul nostru. Mai bogați decât înainte să venim. Eu vă urez să aveți numai succese și numai reportaje de calitate. Mulțumim tare mult. Toate cele bune. Vă salut. Bună ziua.